Și bineînțeles că a prins-o și ea și a bătut-o, a lăchit-o, în fine, nu mai contează. Țancă Uraganu aruncă o nouă bombă în scandalul care este departe de a lua sfârșit. Lambada a bătut-o pe Mădălina Miu, soția din acte a manelistului, în urmă cu 2 ani. Și îi confirm și eu, da, te-a bătut Lambada până te-a spart, dar te-a și lăchit. Țancă. Abia acum s-a aflat, după ce chiar Țancă a făcut totul public într-o emisiune TV. Țancă Uraganu aruncă o nouă bombă în scandalul care este departe de a lua sfârșit. Lambada a bătut-o pe Mădălina Miu, soția din acte a manelistului, în urmă cu 2 ani. Abia acum s-a aflat, după ce chiar Țancă a făcut totul public într-o emisiune TV. Să ducă la poliție și să o reclame că a bătut-o și a lăchit-o și asta e. Țancă Uraganu a vrut să elucideze misterul pozelor care circulă pe internet cu Mădălina Miu bătută, vrând să dezmintă faptul că el ar fi fost în spatele acestor agresiuni. Mădălina Lambada îi rupea hainele, vrea să se facă numai de astea, făcea numai contre, făcea numai de astea. Și bineînțeles că a prins-o și ea și a bătut-o, dar, și a lăchit-o, și, bine, nu mai contează. Dar nu e. Manelistul a explicat că Lambada ar fi aplicat o corecție rivalei sale. Mădălina Miu s-ar fi dus să o reclame la poliție pe Lambada, însă acest lucru trebuia făcut în termen de maxim 90 de zile.